sare din Hora la balaur. FCSB încearcă să revină repede pe tabelă. Noere, Hora, gol! Minutul 48! 2-2! FCSB egalează imediat Hora. La patra apariție în tricoul FCSB-ului, marchează al patrulea gol. Iată, are o eficiență ieșită din comun Ioan Hora, dar să apreciem și gestul tehnic al lui Edi Arlem Noere, cel care îi așează balonul lui Hora. Iată aici intrarea lui Tănase. Noere cu o pasă luminoasă pentru Hora și acesta nu-l iartă pe Vâtcă. 2-2, repriza secundă începe senzațional. Hora, vă spuneam, al patrulea său gol în tricoul FCSB-ului la a patra apariție.